O nouă generație de tineri a absolvit cursul Teatrul ca disciplină de viață, derulat în cadrul trupei Proscenium a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, sub coordonarea regizorului Mihai Lungeanu. Absolvenții celei de-a opta serii din cadrul proiectului teatral, alături de alți tineri din promoțiile anterioare, au prezentat în fața familiilor la Amfiteatrul Liviu Oros de la Centrul Cultural Drăgan Muntean avanpremiera piesei Omul din care a fost extras răul, o adaptare după Matei Vișniac în regia lui Mihai Lungeanu. Atunci când voi întâlni un șobolan, îl voi strivi ca pe un șobolan. Cața al dracului să fiți, mă, că aveți mașini de lux. Dar de ăștia nu vă interesează, nu mai văză, S-a încheiat, să zicem așa, seria din acest an a cursului pe care îl ținem de 8 ani, iată, intitulat Teatrul ca disciplină de viață, o acțiune care se dovedește a fi benefică celor care participă, adică tinerilor, liceenilor și școlerilor cărora le place teatru. Ne-am adunat forțele și energiile și am propus publicului o variantă de spectacol bazată pe textul lui Matei Vișniec, Omul din care a fost extras răul. Rezultatul acestui atelier teatral pe care l-am făcut timp de mai mult de jumătate de an și pe care îl vom continua, evident, dar aveam nevoie să ne confruntăm cu publicul și cred că această confruntare a avut rezultate bune pentru toată lumea și publicul a fost mulțumit și copiii și-au dat seama care sunt obligourile unei premiere. Pe scenă au fost Rareș Rus, Bogdan Temereancă, Casandra Iesub, Gabriel Santoro, Flavia Pereverzi, Ioana Savu, Ionuț Golcea, Alexandra Țeculescu, Daria Brânzan, Briana Viscan, Maria Bota, Andrei Moldovan, Daria Moraru și Clara Pogan, care, în ciuda tineriților, au evoluat ca o trupă de teatru matură, lucru pe care și-l dorește coordonatorul activității de la Proscenium. Cei care erau, cei care au fost, cei care au experiența mai multă, au reușit să treacă de emoțiile firești, au interpretat mai bogat, mai diversificat și uneori chiar mai strălucitor ceea ce aveau de făcut. Important pentru mine ca și observator, nu numai ca și susținător, este că au reușit până la urmă să se omogenizeze, să devină o mică trupă, o mică echipă, să simtă scena și să se ajute între ei. Și pentru mine asta e foarte important, asta e scopul, să descopere cât de important este să cunoști legile teatrului în viață și cât e de important să aplici viața în legile scenei. Premiera propriu-zisă a piesei Omul din care a fost extras răul va avea loc duminică 15 mai de la ora 18 în Amfiteatrul Liviu Oros al Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Piesa de teatru prezentată de trupa Proscenium va marca încheierea celei de-a 21-a ediție a Festivalului Național de Umor Liviu Oros de la Deva. Următoarea întâlnire cu publicul va avea loc în cadrul Festivalului Liviu Oros pe data de 15 mai, tot la ora 6, în același loc și în același spațiu, în sala mică, în speranța că cei care au fost vor vorbi cu cei care n-au fost și cei care n-au fost vor veni și publicul se va diversifica, se va înmulți și el și ei vor avea bucuria și satisfacția că nu au muncit degeaba, nu și-au sacrificat timpul degeaba și au câștigat nu neapărat pentru teatru, cât pentru ei. Festivalul Național de Umor Liviu Oros se va desfășura la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva în perioada 13-15 mai. Manifestarea va debuta pe 13 mai la ora 19 cu Florin Lungu și Umorul în Jazz, iar în ziua următoare, de la ora 18, va avea loc vernisajul Salonului Național de Caricatură, urmat de spectacolul Terapie prin Râs, prezentat de grupul Vouă. Festivalul Liviu Oros, care se va încheia cu prestația trupei de teatru Proscenium, este organizat de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din aceeași localitate.